Cei peste 37.000 de elevi Giorgiu Venre iau astăzi cursurile după terminarea vacanței de Paști. Aceștia vor frecventa cursurile însă până pe data de 24 iunie, când se va termina anul școlar 2015-2016 și vor intra în vacanța de vară. Tot din data de 4 mai se reiau înscrierile la grădiniță. Mai exact, părinții a căror copii au frecventat cursurile învățământului preșcolar, dar au fost retrași din diferite motive, îi pot înscrie din nou la grădiniță. Pentru cei care merg pentru prima dată la grădiniță, înscrierile vor începe din 23 mai. Începând din data de 4 mai 2016, preșcolarii se pot reînscrie la grădiniță pentru anul școlar 2016-2017, iar din 23 mai se pot înscrie la grădiniță copiii care încă nu frecventează cursurile învățământului preșcolar. La vizierul fiecărei grădinițe se va găsi afișat numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2016-2017, condițiile de înscriere, criteriile pentru înscriere în situația în care există un număr mai mare de preșcolari decât numărul de locuri. Pentru anul școlar 2016-2017, în județul Giurgiu sunt libere pentru învățământul preșcolar peste 5700 de locuri, dintre care în municipiu sunt libere 502 locuri la grădinițele cu program prelungit și 768 la cele cu program normal. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, în județul nostru nu s-au înregistrat probleme în niciun an școlar legate de primirea copiilor la grădinițe.